În partea din spate, ciudat că nu are geamurile montate, adică contactele pe interior acolo, și o problemă, că nu le poți deschide din față, o să arăt acolo, evident materiale tari, aici este un mic defect pe care l-am observat pe stradă, dacă ridici geamul, acest cheder iese din rama asta de aici, la asta mă refer, și trebuie să-l tot apeși, freacă de geam probabil. În spate, cel puțin mașina asta are o tapiserie din mușama, care arată decent. Însă e tip bancă de parc, e destul de dreaptă, pentru că din nou n-ai ce să ceri de la clasa asta. Dar uite, au pus un pic de crom aici, asta la fel, adică nu e atât de anostă pe cât ai aștepta. Nu are cotiră, ar fi ciudat să aibă. Cam așa e locul la picioare. La cap e la fix pentru mine. Cam așa arată. Probabil mă vedeți foarte luminat acum pentru că am luat o nouă lampă ca să fiu sigur că fac treabă bună pe lumină slabă. Da, nu pot să zic că aș sta foarte mult în spate aici, dar e relativ confortabil. Scaunele au fost deja reglate pentru mine. Îmi place că are această scobitură aici și poți să treci destul de ușor cu piciorul. N-are tunel median deloc, nici trasee de ventilație sau alte fandoseli. Și o critică ar mai fi, cel puțin la piciorul meu 45, nu pot să scot piciorul ușor pe aici. Problema asta mai e și la Alfa Romeo Giulia, o mașină care îmi place mie foarte mult. Adică ai un loc foarte mic în zona asta. Și banchetele sunt cam înalte, ceea ce îți dă o poziție bună la picioare când ai intrat. Dar înălțimea de aici, aici e mică și mie nu-mi încape trunchiul foarte ușor. În partea din față, geamurile nu mai au contactul pe ușă, ciudată chestia asta, și aici observ că nu mai au măciuca aia de la închiderea centralizată, în timp ce ea în spate există, aici ciudată treaba. Pe urmă, oprirea de airbag din partea asta, scaunul are reglaje pentru partea din spate și observ că e mai robust decât era la Duster, ca prindere. La fel aici, uitați, cam asta e problema, e foarte înalt scaunul și e un pic de acrobație ca să închizi ușa. Da, odată intrat se stă relativ decent, un pic aici e, dacă trebuie să dai scaunul poate puțin mai în spate dacă ai picioarele lungi. Evident, bordul din material tare, torpedoul are o poziționare, zic eu, foarte adâncă. Se deschide normal, nu are deschideri lente, are aceste elemente de răcire cu faguri în spate. Astea sunt din material moale, mă așteptam să fie din plastic tare. Nu au lumină și nu au nici oblon din acela. În partea de aici există o lampă clasică cu butonul de SOS, ăla de sună la 112. Și mașina mai are niște chestii standard în siguranță. De siguranță, cum ar fi legătura cu sistemele de asistență pentru presiunea pneuri. Pentru că e normă europeană treaba asta. Aerul condiționat aici, cu robineții aferenți. Contactele pentru geamurile electrice, butonul de Modeco, închiderea centralizată și această media nav, care are și conectivitate pe stick, USB sau linie audio. Sau poți avea un cablu pentru Android Auto. În partea aceasta ai limitatorul de viteză, care se activează din partea asta. Aici este priza de 12V și am uitat să menționez faptul că mașina mai are o aplicație cu care poți să verifici starea de încărcare a bateriei și dacă lași contactele astea, să zicem, pe cald și pe 2, așa, din aplicație, timp de 10 minute, poți să precondiționezi interiorul. Să-l lași pe cald sau pe rece, depinde de cum vrei. Dar e limitată funcționalitatea ca să nu-ți descarce bateria. Oglindă normală, nu are închidere heliomată și nu are nici cotieră. Cam asta ar fi partea asta. Și cred că n-am arătat cheia până acum. Cam așa arată, nimic special. Aici avem
reglajul de înălțime al farurilor, clapetele pentru capotă și portul de încărcare, blocarea geamurilor spate, reglajul electric pe oglinzi, senzorii de parcare și cam atât. Volanul nu este reglabil pe nicio direcție și nici șezutul nu are reglaj de înălțime, asta poate să fie o problemă, că stai oarecum în disconfort. Și da, e ciudat că nu poți să cobori geamurile electrice din spate. Deci dacă un pasager ți-a lăsat geamul deschis în spate, ar trebui să ai grijă să nu pornești aiurea. Și trebuie să cobori din mașină. M-a oprit o doamnă să întrebe ce e asta, că n-am mai văzut. Deci iată că nu toată lumea știe despre această mașină. Deci, dragă Dacia, de aceea trebuie să ți se filmeze produsele pe YouTube, că așa funcționează marketingul. Revenim la mașinuța noastră. Aici avem niște comenzi pe volan pentru diverse opțiuni, adică e așa cum e aici, nu prea are multe lucruri. Nu înțeleg, de exemplu, de ce pilotul automat are, sau limitatorul are activarea de acolo, dar tastele de control sunt aici, puteau să folosească butonul ăsta, adică are Renault stilul ăsta de țin parte pilotul automat în toată mașina și comenzi vocale practic nu are, asta este conectivitatea la telefon, când legi pe acolo Android-ul și așa mai departe. Și acum o să opresc această lumină ca să vedem totuși coloritul natural al bordului. Este o mașină care are un bord digital, cam așa arată. Și dacă apăs frâna și pun contactul, ea acum este pornită. Nu are parc, deci trebuie să te asiguri că tragi frâna de mână. Și cam atât. Volumul este la buton. Aici o să revin imediat la ecranul central. Nu există meniuri în acest bord aici, dar dacă pornesc un pic farurile, ar trebui să se schimbe un pic din luminozitate. Practic îmi pui în drive, se schimbă tastele de acolo, se poate vedea. Dacă dai pe marș arier, are o cântare haioasă și asta este rezoluția camerei de marș arier, care e destul de satisfăcătoare. Ai niște grile care îți arată bateria în partea dreaptă, pe urmă niște senzori în partea asta de... îți arată, de exemplu, legătura asta cu schimbătorul, pentru că ea nu va intra în viteză dacă nu apeși și frâna. Este doar o schimbare de polaritate, că nu are o cutie de viteze propriu-zisă. Iar în partea stângă are un indicator de consum care îți arată, de exemplu, dacă pui în drive și pleci mai departe, are un afișaj. De exemplu, când pleci de pe loc și accelerezi, se colorează acel display. În momentul în care faci frânare regenerativă, se colorează în partea de jos. Destul de simplu, intuitiv, n-ai cine știe ce viteză de selectat. Clar, e o mașină ușor de condus, are o rază de bracaj foarte bună. Și cam atâta despre bordul acesta central. Îți arată autonomia și în kilometri și în procente, în partea asta centrală, și cam atât. Ai și un fel de ecometru pe acolo care îți indică toate treburile astea. Și mai mult decât atât nu am ce să arăt. Bordul central are acest ecran cu media propriu-zisă. Poți să conectezi, de exemplu, telefonul. Văd că este ecran din acela touchscreen care trebuie apăsat ferm cu degetul. Nu are cine știe ce chestiuni pe aici. Are și o navigație proprie care poate fi folosită, dar clar că mai simplu e să folosești Android-ul Auto. Conectivitate pe telefon, setări care țin de această navigație, mare chestie nu ai pe aici. Poți să setezi chestiuni de infotainment, de sunet, mod de zi, mod de noapte, îi se schimbă pe aici, astea pe acolo. Poți să oprești sau să pornești camera de marș arier, conectivitate cu Bluetooth probabil sau pe cablu. Și un sistem din acesta, poți să schimbi limba, deci nimic special din punctul meu de vedere. Cam așa arată Android-ul Auto. Nimic diferit de ceea ce vezi pe mașină normală. Ecranul e poziționat destul de ok în bord, nici prea sus, nici prea jos. Singura chestie e că mi-ar fi plăcut să pună mufa asta undeva jos acolo, ca să nu mai stai cu cablul ăsta atârnat prin mașină. Dar na, ce să-i cer la treaba asta? Asta este schimbătorul cu pozițiile de drive, reverse și neutral. Frâna de mână cu această zonă unde să
am putea să spunem că e un mic spațiu de depozitare și cam atât. Mare lucru nu avem ce să arătăm. Hai să vedem cum se conduce.